Hei, hei, hei! Astăzi vorbim despre țara lui Papură Vodă. Expresia Papură Vodă vine de pe vremea domnitorului Ștefăniță Lupu, care a domnit în Moldova aproape 2 ani, între 1659-1661. A fost o perioadă grea pentru țară. Aceasta era măcinată de conflictele între pretendenții la domnie, sărăcită și bântuită de ciumă și foamete. Situația era atât de dificilă, încât Miron Costin ne spune în Letopisețul Țării Moldovei că oamenii culegeau papură, o uscau, măcinau și făceau pâine cu ea. De aici și porecla pe care i-au dat-o domnitorului, Papură Vodă, și care a ajuns până în zilele noastre. 60 de ani mai târziu, de data aceasta în Oltenia, un alt personaj care provine din lumea haiducilor și-a transformat numele în renume și a confirmat și întărit expresia inventată de moldoveni în anii 1600. Despre cine este vorba și cum s-a ajuns din nou în țara lui Papură Vodă? Haideți să vedem! Evenimentul cheie s-a întâmplat la 21 iulie 1718 la Pasarovitz, unde Imperiul Otoman, în urma înfrângerii suferite în fața lui Eugen de Savoia, strălucitul general al Imperiului Habsburgic, cedează teritorii care nu îi aparțin, printre care Oltenia, nord-vestul Moldovei, Bucovina, teritoriile dintre Prut și Nistru, Basarabia. Acestea aparțineau țării românești și Moldovei, principate autonome. Pe noi ne interesează Oltenia, întrucât aici se întâmplă acțiunea ce are legătură cu subiectul de astăzi. Aceasta este pusă sub autoritatea unei comisii care are atribuții fiscale și militare, sub comanda generală a principelui Eugeniu de Savoia. La nivel local se înființează o administrație la Craiova, fiind compusă din 4 consilieri, aleși din rândul boierilor mari și banul Gheorghe Cantacuzino, care se subordona direct împăratului. Autoritățile imperiale au efectuat o analiză a situației economice a Olteniei și încearcă să impună o fiscalizare unitară, aliniată la cea existentă în imperiu, cu scopul de a crește valoarea taxelor colectate pentru vistieria curții de la Viena. Se urmărea o anexare teritorială a micii Valahii, după cum numeau ei Oltenia, și răspândirea credinței catolice în întreaga provincie. Construiesc chiar o catedrală catolică la Craiova, care este distrusă de locuitorii orașului imediat după finalizare. Se lovesc de opoziția marilor boieri, a bisericii și a păturilor de jos, țărănimea și micii proprietari de pământuri, a căror situație era foarte dificilă. În acest context, ia amploare fenomenul haiduciei. Ne-au rămas din acea vreme câteva nume de haiduci celebri. Noi îi vom aminti acum pe Pavel Lotru, Radu Ursan și Neagu Papură, care s-au unit și au dat o lovitură atât de mare încât se spune că au destabilizat bugetul imperiului. Jaful secolului, am spune noi astăzi. Cum a fost posibil acest lucru? Personajele principale sunt Pavel Lotru, născut în satul Bălcești, haiducea în Gorj, Vâlcea și prin zona Sibiului. Radu Ursan, din Jupânești, județul Gorj, personajul principal din balada populară Radu Mami, culeasă de prin zona Gorjului. Avea acest Ursan un obicei al lui de a-și bate joc de soldații imperiali. Contele Maxim von Bindenwald, care era însărcinat cu prinderea acestuia, povestea că haiducul prindea soldați, le acoperea fețele cu măști, îi dezbrăca în pielea goală și îi punea să joace povești populare în fața unei audiențe pe care o strângea dinainte prin hanuri. Chiar și acest nobil austriac a fost pus într-o astfel de situație jenantă. Neagu Papură, un haiduc din aceea zonă, care va deveni mai târziu primul comandant de panduri, angajat de autoritățile austriece să îi prindă pe haiduci, adică un fel de lupul păzitor la oi. Faptele. Pavel Lotru află de la una din iubitele sale, o boieroaică bogată, că în Oltenia va veni o caravană formată din 20 de căruțe pline ochi cu pungi de galbeni,
reprezentând taxele strânse din Ungaria, Croația și Transilvania. Acesta dă de veste celorlalți doi, își unesc cetele și, conduși de el, atacă și jefuiesc caravana Habsburgilor, în apropierea localității Drăgășani, 20 de căruțe pline cu punși cu galbeni, și cei trei nu au fost prinși. Urmările acestui jaf, Imperiul Habsburgic a fost destul de afectat de acest eveniment și în Oltenia s-a produs o inflație semnificativă de la banii puși în circulație de haiduci, iar banul Craiovei Grigore Cantacuzino a fost destituit. În 1733 se mai întâmplă un incident neplăcut. Era în ajunul Crăciunului la hanul Puțureanu din Craiova. Mai mulți soldați din armata imperială petreceau de câteva ceasuri. Atmosfera era veselă, vinul bun, până când unul dintre soldați, Lorinț, a agresat verbal mai multe femei. Bărbații de la mese au ripostat și s-a iscat o bătaie pe cinste între localnici și soldați. Mă gândesc că a fost ca în filmele americane. Soldații au reușit să fugă și s-au baricadat în garnizoană, unde Lorinț a fost pedepsit de superiori cu câteva zile de carceră. Și ai fi crezut că totul s-a încheiat. Ei, aș, a explodat mămăliga. Cei mai vechiuți în această viață cunosc expresia. În câteva ore se strânsese în fața garnizoanei o mică armată oltenească formată din oameni ai banului, câțiva boieri, haiduci și o parte din populația Craiovei, care cereau să le fie predat soldatul necuvincios pentru a fi judecat în legea pământului. Și observăm că dacă situația o impunea, oltenii știau să facă pace și să se unească pentru o cauză comună. Comandantul garnizoanei refuză să-l predea pe soldat. Populația se înfierbântă, incendiază garnizoana, forțează intrarea și pătrund în interior. Bilanțul acestei revolte a fost de 375 de soldați morți, fie în flăcări, fie linșați de popor. Și acum urmează partea cea mai faină. Ce au făcut austriecii în urma acestui incident? Își retrag trupele și înființează un fel de formațiuni paramilitare, miliția de panduri. Angajează oameni ai locului care aveau ca sarcină să curețe regiunea de haiduci, să restabilească ordinea și să îi apere pe boieri. Pe cine pun în frunte acestei mici armate de panduri? Pe cine credeți? Pe Neagu Papură. Păi dacă e așa, vrem și noi, și-au zis haiducii. Nu este mai bine să luăm Simbria de la Habsburgi decât să-i jefuim pe boierii olteni? Ba, este mai bine, cum să nu? 2 ani le-au trebuit austriecilor să se lămurească asupra faptului că plătesc Simbrie degeaba unor oameni care nu au prins pe nimeni în acest răstimp, că doar puseseră lupul paznic la oi. Când au realizat că fuseseră trași pe sfoară, austriecii nu le-au mai plătit simbriile. Atunci pandurii conduși de Papură au atacat sediul administrației austriece, au jefuit și torturat funcționarii găsiți, apoi au incendiat și jefuit mai multe case de boieri. Și cum se termină toată istoria noastră? Austriecii au părăsit Oltenia mai devreme decât era înțelegerea cu Imperiul Otoman. Au urmat câteva luni de haos, în care nu mai exista nicio autoritate din nicio parte. Jafurile nu conteneau, se înmulțiseră tâlhăriile și hoțiile peste măsură. Boierii hotărăsc să-l plătească tot pe Neagu Papură, care, în fruntea unei miliții formată din oameni ai locului, să restabilească ordinea. Prin tratatul de la Belgrad din 1739 între Imperiul Habsburgic și cel otoman, austriecii renunță la Oltenia și aceasta este realipită țării românești. Însă, practic, nu este supusă din punct de vedere administrativ niciunui control. Rămâne un teritoriu la bunul plac al boierilor și al lui Papură Neagu. De aici, încă o dată, expresia țara lui Papură Vodă, în sensul de greu de administrat, de guvernat, o țară a nimănui. Și să știți că nu a fost tocmai rău cum poate v-ați fi așteptat, ci chiar binișor. Timp de 35 de ani, Oltenia a fost oarecum independentă și a început să înflorească, până a intrat în vremea lui
pazvante chiorul. Dar despre asta vorbim cândva în viitor. Concluzie. Nu știu cum au cheltuit banii furați de la austrieci sau cum s-au stins din viață Pavel Lotru și Neagu Papură. Am găsit date doar despre Radu Ursan, cum că ar fi murit la Caransebeș într-o luptă cu turcii. Dacă aveți mai multe date despre aceștia, vă aștept în secțiunea de comentarii să le împărtășiți cu noi. Pentru a afla lucruri interesante despre cine a fost cel care l-a învins pe celebrul Pasvanoglu, puteți urmări videoclipul următor. Și până data viitoare, nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă!